Bună ziua, oameni frumoși, și bine v-am regăsit! Astăzi am revenit cu etalarea dragostei pentru următoarele două săptămâni, următoare perioadă, respectiv 16-31 ianuarie 2021. Etalare pentru zodia vărsător, ascendent lună, zodia vărsător. După cum știți, dacă vă doriți o etalare personalizată, îmi puteți lăsa un mesaj pe WhatsApp la numărul 0726981520. Iar dacă vă doriți și vă face plăcere să-mi lăsați un like, un coment, să vă abonați sau să deveniți membri acestui canal, să știți că apreciez foarte mult aceste lucruri și vă mulțumesc din suflet. Și acum vom vedea etalarea propriu-zisă, după ce voi așeza toate cărțile. Vom vedea care este tema principală, ce provocări vă așteaptă în dragoste, ce surprize vă așteaptă în dragoste, ce nu va mai fi în viața dumneavoastră, cum va fi viitorul apropiat, dar și cum vor sta persoanele singure din punct de vedere sentimental. În prezent sau tema principală avem împărăteasa și marele preot. O combinație foarte interesantă, aveți două arcane majore, aici se pune mult accent pe situații serioase și de lungă durată. Vorbim și de relații care evoluează într-un mod foarte lent, dar foarte sigur. Poate unii dintre dumneavoastră veți trece și printr-o lecție a vieții, da? Veți avea ceva de învățat, dar văd că veți avea parte de o dragoste mai puternică, pentru că aveți în destin, sunt persoane în destinul dumneavoastră. Puteți avea de face și cu semnul zodiacal Taur, dar nu numai. Ia stați așa. Văd și o mutare aici, ori vă mutați cu persoana iubită, aveți de face și cu o persoană brunetă cu căprui. În cazul doamnelor vorbim despre un bărbat foarte puternic, un bărbat care arată foarte bine, un bărbat care se poartă un pic cu barbă, are o siguranță financiară foarte bună. Iar în cazul domnilor vorbim despre o femeie șatenă cu ochii căprui, o femeie foarte prietenoasă, o femeie foarte deschisă, o femeie care este gata să ofere dragoste și respect. O femeie cu un suflet foarte bun, să știți. Mai puteți avea de face cu semnul zodiacal berbec, pești, gemeni, dar nu numai. Acum depinde de la caz la caz cu cine rezonați aici, ce persoane veți, poate are o caracteristică din această zodie. Taurul, care predomină foarte mult și îl văd în destinul dumneavoastră. Dar vorbim de relații de lungă durată, cu schimbări foarte benefice, apare o cale, un semn, vi se arată un semn, o situație care se va rezolva ca prin miracol, o rezolvare, putem vorbi chiar și de o vindecare într-o relație de dragoste și de o împăcare acolo unde este cazul, lucruri care vor evolua, să știți, pentru că ce a fost sau ce este acum în prezent și ce va fi pe întreaga perioadă o să vă întărească și o să vă pregătească pentru ceva mult mai sigur și de viitor. Provocările în dragoste, avem nebunul și regele de monede. Clar aveți de-a face cu semne de pământ, ar fecioară capricorn, pentru că se pune un accent foarte puternic, vorbim de un nou început în dragoste. Aici provocarea ar fi de la o relație în joacă să începeți ceva mult mai stabil sau ori dumneavoastră, ori cealaltă persoană să-și dorească ceva mult mai stabil și de lungă durată, doar că veți întâmpina o stagnare care va fi de scurtă durată, deci nu va fi foarte mult, nu va fi o situație prelungită. Da, provocarea ar fi să treceți printr-o stagnare în relația dumneavoastră amoroasă sau să fie o situație așa ca o pauză, dar este dragostea vieții dumneavoastră, pentru că văd foarte mult destin aici. Vorbim de lucruri care vor evolua, dar în timp, deci trebuie să aveți răbdare. Și aici, după o perioadă moartă, în unele situații, apare o a doua șansă sau rezolvarea unor situații, pot veni niște evenimente imprevizibile în viața dumneavoastră.
evenimente care sunt foarte plăcute și care să vă facă inima să bată cu putere. Provocarea ar fi să treceți de această stagnare sau de acest punct în care nu știți ce va urma sau ce va fi sau cum ar trebui să procedați, cum ar trebui să vă comportați sau ce va urma. Ce surprize vă așteaptă în dragoste? Avem magicianul și șasele de monede. După cum puteți observa, aveți arcană majoră și la provocarea în dragoste nu trebuie să vă grăbiți. Clar, nu trebuie să vă grăbiți în luarea deciziilor sau în a iniția povești de dragoste sau nu vă îndrăgostiți foarte repede sau nu vă entuziasmați înainte de vreme. Iar aici, la surpriză, avem magicianul care vine cu multă pasiune, care vine cu multă dragoste, da un echilibru în viața dumneavoastră amoroasă, văd semne de pământ, aur, fecioară, capricorn. Puneți foarte mult accent pe încredere, pe stabilitate, pe lucruri de lungă durată. Dar aici poate apărea și un obstacol sau, mai bine spus, depășiți un obstacol care vine din destin. Veți reuși să vă vindecați de o situație mai neplăcută. Poate aici a existat un trio amoros și surpriza ar fi să aflați că nu mai există acea persoană, că aici se rezolvă, că vă se împărtășesc sentimentele sau după o perioadă în care dumneavoastră ați depus eforturi considerabile să rezolvați o problemă în dragoste și să vă înțelegeți mai bine cu partenerul sau cu partenera, în sfârșit să depășiți aceste greutăți. Iar o altă surpriză care vine pentru unii dintre dumneavoastră, după o perioadă în care lucrurile nu au funcționat în niciun fel, a existat un obstacol, a existat o întârziere, nu ați mai comunicat sau a fost o comunicare, foarte greoaie, cu răbdare veți primi vestea mult așteptată, pentru că aici lucrurile se vor schimba, pentru că văd foarte multă pasiune, v-am spus, foarte multă dragoste. Ce trebuie să faceți dumneavoastră este să manipulați cumva sau să fiți încrezători în dorința pe care o aveți, să nu vă abateți de la drumul dumneavoastră, să nu vă abateți de la ceea ce v-ați propus când vine vorba de dragoste, pentru că veți avea reușite foarte mari. Chiar dacă în unele situații necesită mult timp, pentru că, da, este vorba de câteva luni bune, aș putea spune, până când veți ajunge acolo unde vă doriți din punct de vedere amoros. Ce nu va mai fi? Regina de cupe și nouăle de bâte. Nu o să vă mai fie frică să vă exprimați sentimentele sau nu o să mai existe limitarea aceasta de care ați avut parte, pentru că, din câte pot observa, unii dintre dumneavoastră ați avut de a face cu persoane îngândurate, cu persoane nehotărâte, indecise, da, dar care fac parte din destinul dumneavoastră, încă n-au dispărut. Persoane șatene cu ochii căprui sau persoane brunete cu ochii căprui. Aici a ieșit la iveală un secret sau încă cercetați ceva, încă vă interesați să știți exact dacă această persoană face parte din destinul dumneavoastră sau vă implicați degeaba sau... Pentru că, din câte pot observa, este cineva care vă ține la distanță, ori dumneavoastră țineți pe cineva la distanță, vă este frică să spuneți ce simțiți, ce gândiți, ce intenții aveți, ca nu cumva să vă refuze sau să nu mai comunicați deloc. De aceea, poate la un moment dat ați cercetat sau poate încă cercetați, încă căutați ceva care să vă ajute să vă dați seama ce este de făcut în legăturile acestea pe care le simțiți din destin. Ei, lucrurile acestea nu vor mai fi. Probabil gândurile acestea, indecizia, da, nesiguranța aceasta, sunt și situații, au fost, mai bine spus, situații foarte complicate care v-au dat mari bătăi de cap. Ei, lucrurile acestea nu vor mai fi, pentru că veți afla niște informații foarte importante după multe sacrificii, într-adevăr, sau ați făcut multe sacrificii să aflați niște informații care vă ajută acum și vă vor ajuta și pe viitor. Iar viitorul apropiat vine cu doiul de spade și cu valetul de bâte, semne de aer, gemeni, balanță, vărsător, dar și semne de foc, berbec, leu, săgetător. Aici veți avea parte de o întâlnire, dar văd indecizia în continuare, nesiguranța, îndoielile în legătură cu o legătură amoroasă sau poate unii dintre dumneavoastră așteptați pește, așteptați noutăți din partea cuiva, poate o persoană în semnul zodiacal, pești, berbec. Văd mesaje scurte, întâlniri scurte,
Dar cred că vorbim mai mult de mesaje scurte și persoane mai blânduțe cu ochii albaștri sau șatene cu ochii căprui, persoane foarte bune, foarte implicate. Veți cunoaște aceste persoane sau le știți deja, văd întâlniri, veți avea parte de mai multe întâlniri. Probabil o să încercați să discutați cu anumite persoane, nu știu, aici văd că vă asumați anumite riscuri, dar pot apărea și situații care vă vor da niște emoții foarte mari. Dar și legături, parcă reluați legătura cu cineva dacă vă doresc lucrul acesta sau inițiați relații noi sau îmbunătățiți relațiile deja existente, parcă sunteți invitați undeva la o petrecere în casă la cineva. E un eveniment la care veți participa sau poate aici sunteți în dubii dacă să participați sau nu. E posibil ca acea persoană pe care dumneavoastră o iubiți să fie la acest eveniment. Nu știți exact. Iar pentru persoanele singure avem steaua și cinciul de spade, semne de aer, gemeni, balanță, vărsător, vărsătorul, aici unde sunteți dumneavoastră, care vă simțiți un pic pierdut, parcă v-ați pierdut speranța că mai cunoașteți pe cineva și văd că sunteți foarte abătuți. Dar trebuie să fiți încrezători, pentru că e posibil ca dragostea să fie mai aproape decât ați fi crezut, pentru că veți cunoaște o persoană cu care veți avea o conexiune specială încă de la început. Numai că sunteți foarte gânditori aici, foarte schimbători, vă simțiți la o răscruce de drumuri, nu știți ce să faceți, dacă să mai sperați sau nu la o legătură cu cineva la un moment dat. Văd și eu o persoană blonduță cu ochii albaștri. Poate vă îndrăgostiți sau începeți o relație de dragoste cu o persoană care are copii, da, dintr-o relație anterioară, dar să știți că unii dintre dumneavoastră aveți și tendința de a începe relații foarte spontane sau să cunoașteți persoane care vă miră, nu știu, cumva, atitudinea lor sau legăturile acestea de prietenie pe care le formați vă creează așa o stare de uimire, nu știți exact cum să percepeți situația respectivă, dar vă veți afla și la o răscruce de drumul, un pic îngândurați sau indeciși de ce vreți să faceți, poate aveți mai multe opțiuni. Iar unii dintre dumneavoastră încă vă gândiți la o împăcare cu cineva, poate de aceea nu sunteți încă hotărâți dacă să începeți o poveste nouă sau nu, dar acea relație este deja gata, nu se mai poate face nimic. Cam atât am avut să vă spun, vă mulțumesc din suflet că mi-ați fost alături și astăzi, vă pup, vă îmbrățișez pe toți cu mult drag și să ne auzim cu bine data viitoare. La revedere!